Neața cu Răzvan și Bugs Bunny astăzi, singura dată când se și potrivește. Radu a pregătit niște idei de mic dejun, practic. Exact. Aici începem cu, de fapt, cu conținutul pe care îl vom folosi pentru tarta de caise cu cremă de zmeură. Da? Uh-huh. Avem și un blat pe care... Pe care l-ai făcut? Pe care l-am făcut. Ca să nu ne chinuim. Pe care l-am și chinuit puțin, adică l-am și crăpat. Dar nu e nicio problemă că ne vom ajuta de crema pe care am făcut-o din 4 gălbenușuri, 200 de mililitri de lapte, o lingură de amidon, da? Și venim și cu 50 de grame de zmeură. Pam, pam, pam. Da. Iar după ce se va răcea această cremă, o vom blenda. Ideea este în felul următor. Avem blatul de tartă, ce poate fi făcut acasă sau poate fi cumpărat din comerț, că tot am mai povestit despre chestia asta. Vom veni cu caisele pe care le-am caramelizat puțin cu zahăr brun, unt și puțin amaretto. Da? Adăugăm această cremă, punem la cuptor la 160 de grade pentru 30-40 de minute, lăsăm tarta apoi să se răcească și venim la final cu o cremă de ciocolată albă, Răzvan. Acrișor, dulce și ciocolată. Despre pește și restul ingredientelor zic să vorbim puțin mai târziu. Puțin mai târziu, sunt 4 ore de program.